Bună seara! Astăzi am avut ședința Consiliului Suprem de Securitate. Am avut planificate două subiecte pe agenda, dar am decis împreună să mai discutăm un subiect, și anume cel care ține de asigurarea securității alimentare a statului. Și o să încep cu acest subiect, cu discuțiile pe care le-am avut și mai ales deciziile pe care le-am luat. Discutăm cu instituțiile statului de ceva timp despre riscurile care există în contextul secetei de anul trecut, riscurile la adresa securității alimentare și în special atunci când este vorba despre grâu și produsele de panificație. Ne îngrijorăm de prețurile care cresc și ne îngrijorează situația în special a cetățenilor cu venituri mici, care nu pot să își permită să plătească mai mult, mai ales pentru produse de primă necesitate, așa cum sunt produsele de panificație. Am văzut cu toții în spațiu public mai multe discuții despre o anumită tranzacție efectuată de Agenția Rezervei Materiale în aceste săptămâni, atunci când din rezerva de stat au fost vândute grâne și aceste grâne vedem că ajung la export. Chiar dacă noi am discutat ca acest proces de reîmprospătare să fie folosit pentru a crește cererea aici, pentru a crește oferta de grâu aici pe piața internă și respectiv pentru a menține prețurile, pentru a nu permite creșterea acestor prețuri. Pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am discutat, pentru că anumite instituții ale statului în aceste săptămâni nu s-au ținut de cuvânt și nu și-au îndeplinit obligațiunile, dimpotrivă. Am recomandat astăzi, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, am recomandat Guvernului să se introducă o interdicție temporară, repet, temporară, Guvernul va decide astăzi și va anunța, de la exportul grâinelor. Între timp, va lucra sau se va reface acest grup de lucru care trebuie să determine care pot fi intervențiile din rezerva de stat, așa încât să putem să ajutăm și companiile producătoare de pâine, pentru ca să nu permitem creșterea prețurilor la pâine, dar și producătorii deci crescătorii de animale care au mare nevoie de furaje și care nu întotdeauna pot să și le asigure la prețuri normale. De asemenea, va fi făcută o anchetă a acestui proces prin care Agenția de Rezerve Materiale a decis să vândă o parte din grâu care urma să fie reînnoit, dar, din câte se vede, cu încălcarea legislației în vigoare și în detrimentul intereselor interne ale pieței interne ale Republicii Moldova. Al doilea subiect pe care l-am discutat ține de droguri, deci de contrabanda cu droguri și vânzarea ilicită, fenomenul care se întâmplă în Republica Moldova sau partea care tranzitează Republica Moldova, pentru că sunt două aspecte ale acestui fenomen. Este consumul ilegal de droguri pe teritoriul Republicii Moldova și vânzarea de droguri aici, dar este și participarea, din păcate, a Republicii Moldova la, deci ca segment de tranzit pentru acest trafic. Am discutat mai multe subiecte, am ascultat mai multe rapoarte, nu există un raport suficient de cuprinzător pe care să poată să-l prezinte instituțiile statului. Fiecare și-a prezentat bucățica de informație pe care o deține despre acest fenomen, dar nu există o informație cuprinzătoare, nu există estimări realiste despre cât de mare este acest fenomen. Și respectiv, în această situație,
nu putem să judecăm cât de eficiente sunt eforturile instituțiilor din Republica Moldova pentru a combate acest fenomen. Am indicat în cadrul acestor discuții despre necesitatea consolidării capacităților tuturor instituțiilor publice care lucrează la combaterea contrabandei de droguri. Am discutat despre faptul că e nevoie să se lucreze în echipă, poate chiar să se instituționalizeze un grup de lucru în care să participe toate instituțiile statului și acest grup de lucru să se axeze pe contrabandă în general, pentru că știm că există și alte forme de contrabandă în Republica Moldova care înfloresc și datorită cărora se fac sume enorme de bani, bani iliciți, fluxuri ilicite. Am cerut, am recomandat guvernului să consolideze controlul vamal și de frontieră prin dezvoltarea capacității de verificare a unităților de transport tehnice și de investigații speciale în vederea identificării proactive a drogurilor. De asemenea, am solicitat să examineze de comun cu Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, așa cum spuneam, oportunitatea creierii acestui grup specializat în lupta cu contrabanda de orice tip. Am recomandat Procuraturii Generale să prezinte în adresa Consiliului Suprem de Securitate, în comun cu celelalte instituții, studii analitice cuprinzătoare privind infracționalitatea organizată pe cazuri de contrabandă și droguri și inclusiv, așa cum am spus, să avem o evaluare mai corectă a amplorii acestui fenomen și respectiv să putem să fim mai eficienți în combaterea acestuia. Au fost și alte recomandări pe care le-am făcut. Am auzit din partea Procuraturii Generale despre faptul că pe cazurile pe care s-a mers în instanța de judecată, pe cazuri serioase, unde sunt implicate cantități mari de droguri și respectiv sume enorme de bani, în instanța de judecată se bate pasul pe loc. Nu este o noutate, nu este o surpriză, dar este încă o dovadă, încă o constatare, când și atunci când se ajunge, se anchetează cazul, se pun mari piedici în instanțele de judecată și, respectiv, aceste instanțe de judecată, într-un fel, devin impedimentul principal în sancționarea acestor ilegalități. Al treilea subiect pe care l-am discutat astăzi la Consiliul Suprem de Securitate ține de gestionarea defectuoasă și de lapidarea patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Am văzut și în presă, se discută mult în societate în aceste zile despre mai multe bunuri care sunt în proprietatea Republicii Moldova sau care au fost în proprietatea Republicii Moldova și care au fost preluate prin metode ilegale sau sunt în proces de a fi preluate. După discuțiile pe care le-am avut, am formulat mai multe recomandări către guvern, către alte instituții ale statului, câteva dintre ele. În primul rând, am cerut de la toate instituțiile care au în subordine obiecte pe teritoriul Ucrainei să vină cu o informație foarte detaliată despre situația acestor întreprinderi, despre starea financiară, despre problemele de ordin legal, pentru că multe dintre ele sunt implicate în litigii. Deci toată informația așa încât să putem să avem detalii pe fiecare în parte. De asemenea, am recomandat guvernului să examineze oportunitatea angajării unei companii care să facă auditul financiar, auditul juridic, dacă vreți, pentru fiecare obiect în parte și să stabilească strategie de negociere cu partea ucraineană pentru ca să se rezolve problemele acolo unde există litigii, pentru că sunt implicate și organele sau rezolvarea acestor litigii presupune și implicarea organelor din Ucraina. Am recomandat în special să examineze în regim prioritar situația cu privire la Consulatul Republicii Moldova la Odessa,
și Sanatoriul Moldova din Truscaveț și să prezinte în termen de până la 15 aprilie, în adresa Consiliului Suprem de Securitate, un raport concret despre acțiunile întreprinse. Am avut recomandări sau avem recomandări și pentru Procuratura Generală, care ne-a informat că sunt deschise în sfârșit mai multe dosare penale pe aceste cazuri. Bineînțeles, așteptăm ca ancheta să se desfășoare cât mai repede și, evident, suntem foarte curioși care va fi soarta acestor dosare atunci când ele ajung în instanța de judecată. Repet, foarte multe întrebări la instanțele de judecată și aceste subiecte o să le semnalăm la Consiliul Superior al Magistraturii din partea Consiliului Suprem de Securitate. Astea sunt cele trei lucruri pe care le-am discutat astăzi și deciziile vor fi publicate cu toate detaliile. Vă mulțumesc! O seară bună!